O să vă invit să vă ridicați în picioare, să dăm respect cuvântului lui Dumnezeu pe care îl voi citi din Luca, capitolul 16, de la versetul 19 la versetul 31. Pagina din Biblie, 1011. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră, Luca, 19, Luca 16 cu versetul 19. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fermiturile care cădeau de la masa bogatului. Până și căinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avrame, fieți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiul i-a răspuns Avram, Aduți aminte că în viața ta tu ți-a luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângăiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea între noi și între voi este o prăpastie mare. Așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, Părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, că ce am cinci frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu părinte Avram a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. O să spuneți în seara asta, după ce ați auzit pilda aceasta, că dacă ești sărac, meri în cer și dacă ești bogat, meri în iad. Dacă era așa, veneam la voi încălțat în șlap și cu haine rupte, ca să vă arăt că sărac. Însă vreau să vă spun de la bun început, ca să nu creez confuzie în mintea cuiva, că în iad vor fi și bogat și săraci și și în rai vor fi și bogat și săraci. Și mai subliniez un aspect. Lazar nu a ajuns în cer pentru că a fost sărac, ci Lazar a ajuns în cer pentru că a fost bogat. Pentru că Dumnezeu, atunci când ne evaluează, nu ne evaluează casa, mașina, telefonul, ci ne evaluează relația cu El. Iar dacă ai iertarea de păcate, mântuirea, haina albă și numele scris în Cartea Vieții, tu ești printre cei mai bogați oameni de pe pământ. Dacă nu ai lucrurile astea, miliardele de euro care le-ai putea avea nu te vor ajuta cu nimic, pentru că moartea nu se uită la euro și la judecata de apoi nu mere cu plicul, nu merge cu mită. Bogatul a ajuns în iad pentru că au fost sărac, că cei mai săraci oameni sunt oamenii care nu l-au pe Dumnezeu. Mai subliniez ceva înainte să intru în mesaj. Cel mai nesigur lucru din lumea asta este viața. Cel mai sigur lucru din lumea aceasta este moartea. Și acum, fiți atenți ce paradox trăim noi. Pentru cel mai nesigur lucru ne pregătim cel mai mult. Pentru cel mai sigur lucru, adică pentru moarte, de cele mai multe ori ne pregătim cel mai puțin. Aș vrea să învățați în seara asta nu cum să trăiți, ci cum să muriți. Aș vrea să învățăm în seara aceasta că, în fiecare zi care se scurge, n-ar n -ar trebui să tăiem tortul, ci ar trebui să. Ne apropie mai mult de Dumnezeu, să ne pocăim mai mult și să înțelegem că vine o zi când va trebui să stai față în față cu Dumnezeu și să dai socoteală de toate păcatele tale, de toată viața ta și de modul în care ai trăit. o Atunci când ne naștem, suntem încadrați în timp, materie și spațiu. Atunci când murim, ieșim din timp materie și spațiu. Sunt unii dintre voi aici a, care poate nu v-ați pocăi până astăzi pentru că spuneți, măi, eu nu înțeleg pocăința, eu nu-L înțeleg pe Dumnezeu. Cine l creia pe Dumnezeu? Asta era întrebarea care ne măcinea la școală. Și atunci când cineva vrea să-și bată un joc de un pocăit, îi adresa întrebarea asta. Cine l creia mai pe Dumnezeu tău? Și pocăitul pleca capul jos, de cele mai multe ori nu știa să răspund. Iubiții mei, răspunsul este foarte simplu. Cel care e în afara materiei, timpului și a spațiului, nu are început și nu are sfârșit. Dacă ar fi fost creat Dumnezeu, înseamnă că în spatele Lui este un alt Dumnezeu care l-a creat. Ori noi nu credem în mai mulți Dumnezeu, ci într-unul singur, despre care Biblia nu vorbește la trecut nici la viitor, ci despre care Biblia spune El este același ieri, azi și în veci. Și spun astăzi în fața a o mie de oameni, slăvit să fie în numele Lui. Nu există pocăință, nu există iertare, decât în timp, materie și spațiu. Spune aici Avram, între noi și voi este o prăpastie. În timpul vieții peste prăpastia aceea s-a pus jerfa, crucea Domnului Isus Hristos, jerfa lui de la calvar. Dacă n-ai profitat de ea în timpul vieții, după moarte nu mai există nicio schimbare. De aceea mă rog în această seară, următoarele 45 de minute să fii foarte atent. Pentru că noi nu suntem trupuri care avem suflete, noi suntem suflete care vom trăi miliarde de ani în iad sau în rai, care pentru 80 de ani sau 23 de ani ca tânărul care a murit ieri în Germania sau ca și fata la care am predicat alaltă ieri la privec 35 de ani, Sufletele acestea au niște trupuri pentru câțiva ani de viață. Atât. Și într-o într -o seară sau într-o dimineață, într-un accident sau într-un cancer, în somn sau la piață, firul vieții tale se va stinge. Și Dumnezeu va spune sufletului tău și Duhului tău să se despartă de trup. Și trupul se va coborî în țărână, unde în șapte ani nu va mai fi nimic de el. De aceea, să te gândești că atunci când se moare, de fapt nu se moare, ci doar să desparte sufletul și duhul de casa temporară numită trup. Hai să ne uităm astăzi de ce bogatul a ajuns în iad. Pentru că se spune că oamenii înțelepți învață din greșelile altora. Și vreau astăzi să mă uit la cinci greșeli pe care bogatul le-a făcut ca să nu le fac și eu. În primul rând, bogatul a ajuns în iad pentru că a pus mai mare preț pe hainele trupului decât pe hainele sufletului. Luca 16 cu 19. Era un om bogat. Dar prin ce se deosebea bogăția aceasta? Că Biblia îmi spune că poți să fii bogat în fapte bune, bogat în har, bogat în credință. Nu, nu, nu. El nu era bogat în asta. Era un om bogat, care atunci când ieșea în oraș era cel mai bine îmbrăcat. Atunci când stătea în fața oglinzii, se autofelicita. Atunci când trebuia să cheltuiască bani pe haine, nu se uita la scor și nici la preț. Și toată imaginea lui și poziția lui era dată de ceea ce avea. Și văd aici o mulțime de tineri. Unii ați fugit din Ucraina, poate de război, alții ați venit ca să faceți bani în Belgia. Nu știu care sunt timpurile care ne stau în față. Un război la orizont, care să cuprindă mare parte din Europa, este greu de ocolit. Ce vreau să vă spun astăzi este că valoarea voastră, ca băieți, fete, pocăiți, nepocăiți, ortodoși, catolici sau pentecostali, nu este dată de ceea ce aveți, ci de ceea ce sunteți. Aleluia. Pentru că ceea ce ai poți să pierzi. Ceea ce ești rămâne veșnic. Ceea ce ai poți să pierzi. Ceea ce ești rămâne veșnic. Bărbatul acesta avea haine frumoase. Însă el nu știa că Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5 cu versetul 1, spune Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu. O casă care nu este făcută de mână. Și este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Și acum apare aici o confuzie, dacă nu înțelegi versetul. Negreșet dacă atunci când vom fi îmbrăcați cu locașul ceresc, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Pavel, ce vrei să spui aici? Și Pavel vrea să ne spună ceva foarte important. Căci Gucci, Dolce Gabbana și orice altă marcă, Armani și orice alt costum și orice altă haină nu va conta pentru ziua când mori. Pentru că în ziua când vei muri, nici măcar nu te vei îmbrăca tu singur, te vor îmbrăca alții. Și dacă nu-ți convine culoarea cămării, și și, nu te poți scula din sticriu să comentezi. Dar în ziua când alții te vor îmbrăca, spune Pavel, dacă ai pretenția să fii îmbrăcat cu un locaș de slavă, cu un trup de slavă, cu un trup ca al îngerilor, cu un locaș ceresc, o zici Pavel, ai mare grijă să fii deja îmbrăcat cu el de aici negreșit. Dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Înseamnă, iubiții mei, că Biblia are câteva haine pe care ne le recomandă la fiecare. Înseamnă că ceea ce avem în dulap nu prea contează. Înseamnă că vine o zi când hainele sufletului sunt de milioane de ori mai importante ca toate hainele pe care le-ai cumpărat din mall sau din alte magazine în timpul vieții tale grepe repede câteva haine. Eclesiaz 9 cu 8, Hainele să-ți fie albe când? Joia și duminica, la pașul la Crăciun. Am primit mesaj pe telefon la Crăciunul trecut să fim mai buni de Crăciun. Și am vrut să răspund după Crăciun, pot să fiu rău? ce e cu mesajul ăsta? Sau să fiu, să mă îmbrac în alb numai la sărbători? Eclesiastul vrea să ne spună că omul care trăiește cu Dumnezeu și s-a întâlnit cu Dumnezeu are un moment când a fost curățit de vechile lui păcate și i s-a dat o haină albă. Și o să spuneți, frate Cristi, asta e Vechiul Testament, lasă-ne cu Vechiul Testament. În Apocalipsa, Apostolul Ioan spune, am văzut o mulțime mare îmbrăcată în haine albe. Doamne, mai împarte haine albe în seara aceasta. Știți, noi de multe ori nu ne mărturisim păcatele, pentru că ni se pare că am părea urât dacă am face lucrul ăsta. Și încercăm să ne ascundem după o, un creștinism fals. Eu vreau să vă întreb, când mergeți la doctor, mereți că sunteți sănătos sau bolnavi? Păi, nu ți e rușine să mergi la doctor deși ești bolnav și arăți în ultimul hal și poate tușești în ultimul hal și poate ai o problemă și ai nevoie de operație. Iubiții mei, în momentul când mă întâlnesc cu, cu lumina lui Dumnezeu, cu Duhul Sfânt care mă conștientizează, cu Evanghelia, ea vine ca un far în mintea mea și eu încep să mă uit la mine. Primul semn a unui om care se pocăiește e că nu se mai uită la alții, ci se uită la el. Nu știu cum e în Ucraina, nu știu cum e în Belgia, în România, fiecare om de pe stradă știe ce a făcut pe strada, dar nu știe ce a făcut el. Știe că aia de la 4 a avortat, aia de la 3, de la etajul 3 a plecat cu 1, aia de la 2 nu știu mai prostii au făcut. Când, dar tu cum ești? E ospitalul Dumnezeu, zice. Eu sunt bine. Ascultați-mă, oamenii care mărg în iad, întotdeauna vor spune eu sunt bine. Și oamenii care mărg spre cer, știți ce spun ca și Pavel? Eu sunt cel mai mare păcătos. Dar m-am întâlnit cu cel mai mare salvator, cu Iisus Hristos. Amin. Doamne, mai împarte haine albe în seara aceasta. Lasă-L pe Duhul Sfânt, prin mesajul acesta, un mesaj simplu, un mesaj modest, să te conștientizeze prin lumina, prin farul pe care El o aduce. Că spune întâi Ioan, dacă umblăm în lumină, da? Acolo e legat de mărturisire. Atunci îmi dau seama că igiena hainelor spirituale e de mare folos. Românul știe ce vrea, sau ucrainianul, sau belgianul. Până la moarte cu haine negre, după aceea cu haine albe, nu se poate. Eu vreau de astăzi să umblăm în lumină. Doamne, ajută ne la asta. O altă haină pe care o amintesc, Isaia 61 cu 10. au zis profetul Isaia, sunt bucuros, mă bucur. Dar de ce Isaia, a intrat salarul? Că noi suntem bucuroși când ne uită salarul. Sau când ne mărește șeful salarul. O zis, o zis Isaia 61 cu 10, mă bucur că m-am îmbrăcat cu hainele mântuirii. Ce înseamnă mântuit? Salvat, scos dintr-o situație anume, luat de acolo, din drumul care mergea la pierzare. Ai mântuirea în seara aceasta. Nu te-am întrebat ce religie ai, pentru că la judecată nu ne va împărți după religie, ci ne va împărți între mântuiți și nemântuiți. Ești sigur că ai mântuirea? Obișnuiesc uneori să-i pe unii tineri, pe unii oameni, dacă mor la noapte, unde mergi? Și ce spun? Dumnezeu știe, domnul pastor. Eu nu știu. Dar e interesant că atunci când urci în avion, știi unde mergi. Când te urci în mașină, știi unde mergi. Și când mergi dincolo și sunt numai două locuri, chiar nu știi unde mergi? O zis Pavel în 2 Timotei 4, 6, 7 și 8. Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Clipa plecării mele este aproape. M-am luptat, am păzit, acum ce se întâmplă? Dumnezeu știe ce fi. Nu. De acum așteaptă cu una pe care mi-o va da Domnul Dumnezeu în ziua aceea, nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Costumul ăsta îl vei pune pe, pe omeraj peste o oră jumate. Haina care o ai pe tine o vei pune pe omeraj. N-ai vrea? pentru sufletul tău să-ți faci rost de haine în seara aceasta. Îmbrăcat cu forța, nu o să facă Dumnezeu, dar dacă îți cer iertare astăzi, dacă conștientizezi nevoia de mântuire, vei pleca de aici cu cea mai scumpă haină, cu haina mântuirii. Doi, de deci ce a ajuns bogat în iad? Pentru că a pus mai mare pres pe râs decât pe plâns. Luca 16 cu 19. În fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Banchete, chermeze, party, orchestre, glume, râsete. Cele mai vizionate clipuri pe YouTube, nu spredicile. Îs alea cu râsete, îs alea cu distracții. Rar o să vezi pe cineva că trimite o, o predică mai departe. Dacă când e vorba de o pisică care a căzut la etajul 4, imediat o plecat pe stătate cu câini, cu pisici, cu prostei, cu râsete. Când e vorba să râde de un predicator care greșește, știți ce taie? Taie exact fragmentul ăla unde o greșit. Nu taie unde spune că Domnul e bun, că Domnul e mare. Acolo unde o greșit. Ca să mai râdem un pic. Iubiții mei, vreau să vă spun în această seară că nimeni nu a venit la Isus Hristos prin râs. Toți oamenii care au venit la Isus Hristos au venit prin plâns. Prin plâns. Am și eu o casă și șapte copii. Nu știu dacă mă invidiați, dacă mă invidiați, Domnul să vă dea și voi. Fac prostii. Îi spuneam soției mele, sper să nu mă audă chiar acum uh, live pruncii mei. I-am spus soției mele uh, când vineam pe avion acum cu ea, în coace spre voi, când mă uit la pruncii mei față de ce am făcut eu, ei sunt Sfinți. Deci n-am cum să-i pedepsesc prea tare, că mi se pare că sunt Sfinți. Dar știți ce am vrut să vă spun? Când copilul vine cu lacrimi în ochi. Și spune, tată, eu o vine, eu am greșit. Dar n-ai cum să-l pedepsești. Dar știți cum, când, când îl pedepsești cum trebuie? Când spune, el o a făcut, dar de fapt, el o făcut, știți? O mințit. În această seară vreau să vă spun un mare adevăr. Oamenii care s-au întâlnit cu Isus Hristos, s-au uitat la mizeria din viața lor, la păcatele din viața lor, s-au uitat la sfințenia lui Isus Hristos și au început să plângă. În urmă cu câteva luni de zile, la noi la biserică, într-o seară de marți, a venit un domn. Nu l-am văzut până atunci, nici de atunci până acum. În fiecare marți încerc să fiu acasă, aproape în fiecare marți, de la 6 la 8 să fiu acolo într-un birou pastoral și să pot să stau de vorbă cu oamenii care au probleme. La ora 8 am ieșit pe hol și am văzut pe omul acesta, am dat mâna cu el și am întrebat cu ce pot să vă ajut, cine sunteți, de unde veniți? Și au zis, mă lasă, intru acolo înăuntru și am zis, poftiți. Au intrat înăuntru, s-au pus pe scaun, au pus coatele pe masă, au lipit capul de birou și au început să plângă. Rar am văzut pe cineva plângând în halul acela. M-am gândit inițial că are cancer, m-am gândit că l-a părăsit nevastă, m-am gândit că a avut accident. M-am gândit la toate problemele care pot provoca pe un bărbat să plângă în halul ăsta. Am profitat de un moment când o lași în mână și au sters lacrimile și am zis de ce plângeți? Și au zis, domnule pastor, până la 12 ani, bunica mi-a dus la, la, biserică de mână. Am auzit cântările frumoase ale corului, am auzit predicele din față. Undeva pe la 12 ani, anturajul de la școală, mi-a întins o altă mână. O mână a țigărilor, o mână a pariurilor sportive, o mână a pornografiei și m-am depărtat. De 25 de ani, Bate Europa în lung și în lat, bat România, bat țările. Le-am făcut pe toate în afară de crimă. De 25 de ani caut fericirea și nu o găsesc. Și zic, bun, și ce căutați la mine în birou? Cum ați ajuns aici? O zi, în urmă cu câteva zile, într-o noapte, am visat biserica voastră din devă. Și o voce mi-a spus, du-te acolo, mărturisește-ți viața, plânge-ți păcatele și te voi primi și îți voi da mântuirea. O zis, domnule pastor, mă credeți că și în curtea bisericii când am intrat, mi o zis, diavolul nu intra, nu intra, că o să râdă pocăiță de tine. Fac o paranteză, am stat de vorbă astăzi cu un om pe care Dumnezeu l-a salvat de la sinucidere și mi-au zis, Cristi, vocea diavolului a fost așa de puternică încât exact asta îmi spunea, nu te du la biserică că nu merită să mergi acolo, nu te du la rugăciune că nu merită să mergi acolo, hai să vă spun ceva la toți, Întotdeauna când diavolul vă spune ceva, faceți opusul. Că diavolul, pentru aia ce trage, că știe că de fapt dacă mergi, acolo primești iertare, primești izbăvire. Am stat de vorbă vreun sfert de oră cu el. M-am ridicat în picioare, m-am dus spre el, am deschis brațele. L-am îmbrățișat și am zis, bine ai venit acasă. O zis, vreau de astăzi, în urma plânsului, a lacrimilor, a pocăinței, să primesc siguranța că Dumnezeu m-a iertat. Și vreau de asta să mă țin de biserică, să mă țin de oamenii care merg în același sens spre cer, să mă țin de cei care trăiesc frumos și curat, chiar dacă mai greșesc, vin și se mărturisesc, plâng și merg mai departe. Am o întrebare pentru tine astăzi. Nu mă interesează religia care o ai. Nu vă mai bateți cu pumnul în piept că tatăl a fost preu sau mama a fost prorociță sau mai știu ce a fost bunicul tău. Te întreb astăzi, ai avut un moment când să te prăbușești înaintea lui Dumnezeu și să plângi. Bogatul nu a avut momentul ăsta. Lazar, toată viața lui a fost una cu lacrimi, una cu plânsete, una cu bocete. Să știți, o veste bună pe care vă spun astăzi este că oamenii care nu plâng aici, plâng dincolo. Și oamenii care plâng aici, dincolo, au lacrimile șterse din ochi. Pentru că nu mai am motive să mai plâng dincolo. Că voi fi totdeauna în prezența lui Dumnezeu. În Luca 7 o intrat o femeie la Iisus Hristos. Era Iisus Hristos într-o casă înconjurată de zeci, înconjurată de zeci de oameni. Nimeni nu a făcut ce a făcut femeia aceea. S-a plecat pe genunchi, o plâns, o spar vasul cu alabastru și de a, la singura persoană la care Iisus îi spune ceva frumos o fost ea și îi spune, du-te, credința ta de a mântuit. Doamne, dar cum ai văzut credința? Am văzut-o prin lacrimi. Că omul mândru nu plânge, Tu tupeistul nu plânge, miștocarul nu plânge. Omul smerit plânge. Omul care își dă seama că a ajuns la intersecția vieții și are nevoie de Dumnezeu. Mă rog în această seară să nu meri în parcare, să intri în mașină, până ce mai întâi nu plângi la rugăciune. Și nu spui, Doamne, dăm -mi și mie mântuire. Amin? Trei. De deci ce mai ajuns bogatul uniat? În, în al treilea rând, bogatul a ajuns în iad pentru că a pus mai mare pres pe masa lui decât pe mesele altora. Biblia spune în Luca 16, cu 20, la ușa lui. La ușa lui. Luca 16, cu 20. Doar în extra să dai și apare versetul. Mulțumesc tare mult. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar. Îmi spunea cineva de Cristu, eu mă duc în Africa în misiune. Zic, înainte să merg în Africa, ce zic colegii de, de faptul că ești pocăit? Dar nu știu colegii că ți pocăit, zice. Vă ce vrei să mergi în Africa? Unii ori nu trebuie să mergi să faci fapte bune, nu știu până unde. Unior lângă cine e cineva care are nevoie să vadă în tine pe Dumnezeu. Să vadă lumina lui Isus în tine. La ușa lui. Când deschidea ușa, să loveau cu ușa în săracul azi. și mai și înjura probabil, și mai și blestăma. Că îi strica imaginea. Când parcau ăia și veneau, ce caută nenorocitul ăsta aici? Și mai vine și cu câini după el. La ușa. Iubiții mei, vreau să vă spun asta ceva foarte important. Dacă Dumnezeu vă binecuvântat, nu vă înălțați gardul, ci lungiți-vă masa. Amin? Amin. Noi români în România ne-am făcut cazemate, penitenciare ne-am făcut în casele noastre. N-ați observat? Nu știu cum e în Ucraina. Am fost de vreo trei ori. Dar și la voi cam așa ca și la noi. Mă simt ca acasă. Am băgat mii de euro în garduri. Betonie, cărămizi, să nu vadă x 7 care l-am acolo parcat. Să nu vadă ce am, am adus în Belgia. Și omul un pic s-a uitat pe gard. Am văzut că se uită, am mai pus un nivel la gard. Să nu vadă nimic. Să nu vadă nimic. Și Dumnezeu îmi spune asta ceva foarte important. Vezi că se cu bogat. Să învârtea săracul Lazar pe la ușă, pe la geam, pe lângă casă. Și spunea șeful, bosu, nu vreau sarmale, nu vreau pireu, nu vreau somon. Când strângi fără de pe masă, dă mi le mie în palmă. Și bogatul spunea, ieși afară, nenorocitul. Ce fără vrei? Și Biblia îmi spune în seara asta că omul care nu-și împarte fără în timpul vieții, nici picuri da apă n-are dincolo. Așa de mult la masă noastră. Să fim numai ocu ai mei, cu noștri. Am o întrebare. Ai înțeles că din momentul când te pocăiești, tu nu mai trăiești doar pentru tine, tu trăiești și pentru alții. Și cineva în Ucraina, o rămas văduvă și poate tu îi pe un grem 100 de euro. Nu pentru asta ești mântuit, dar faci lucrul ăsta pentru că ai fost mântuit. Am stat de vorbă cu o mamă la patru copii zilele trecute. O rămas văduvă. plin la mormântare. Și acum nu mai bate nimeni la ușă. Îmi scria o altă soră, văd văzările trecute, la declic, de de roagă, că nu mai pot. Încă nu realizez că soțul meu e la 2 metri sub pământ. Iubiți mei, ascultați-mă. Pentru fiecare om din sala asta, fată, băiat, tată, mamă, când Dumnezeu ne-a mântuit, ne-a dat și ceva de făcut. La unii un microfon, la alții un pic să scrie o carte, la alții un card, la alții o mașină, să care pe alții la biserică. Trebuie să vezi ce trebuie să faci cu ceea ce Dumnezeu ți dat. Pentru că scrie Biblia că un om i-a spus Dumnezeu așa, rob viclean și leneș. Și nu au zis, domnul, auzi, chiar dacă nu a lucrat pentru mine, nu a făcut, chiar dacă a fost mântuit așa, la limită, băgați-l și pe el aici. Afară, ce afară. Azi mă adresez acum la predică celor care aveți deja bociezul, aveți deja vorbiți în alte limbi. Să știți că dacă vorbești în alte limbi la un om care tremură de frică, pe el nu ajută cu nimic. Nu îl zidește. Păi cine te ajută? Dar trebuie să faci ceva pentru el. Eram în județul Vâlcea, eram cu doi copii de, ai mei după mine, plecam, a plecasem de joi, era deja duminică seara, l-am spus la frază, la ora 8 fix vreau să plec. De patru zile plecat de acasă, vreau să ies la ofic. La 8 și 5 am că am ieșit afară. Și în timp ce mergeam cu cei doi copii spre mașină, aud pe cineva în spate, era pietriș în curte. Și am auzit un cărucior cu rotile care încerca să mă ajungă. M-am întors și am încremenit, pentru că în spatele meu era o femeie fără picioare. Primul gând știți care a fost? Sigur vrea ceva. Sigur îi trebuie ceva. Am băgat mâna în buzunar, bă, îi dau 10 lei, am scăpat și am plecat. Și dacă cere, m-am gândit, are dreptul să ceară, că nici nu are picioare măcar. Numai că atunci când eu am băgat mâna în buzunar, eu am băgat mâna într-o poșetuță care avea. Și a scos un plic. Și o să frate m am auzit că cu fratele Sturgariu și cu alți oameni vă ocupați cu miros de cer de cei în nenorocire, în nevoie. Am și eu aici ceva din pensie vreau să fac și eu ceva pentru cineva. Eu am rămas fără cuvinte. Am zis, soră, după ce m-am revenit un pic, am zis, soră, nu vă cere Dumnezeu dumitale fără picioare să faci nimic. Au alții picioare, nu să facă. Și o să de Cristă, n-ai voie să oprești o binefacere. Între timp, venit lângă ea soțul ei și sper să mă audă toți băieții. O veni soțul ei lângă ea și s-a uitat sora așa bucuroasă la mine și o zis să-l vezi. Când ne-am căsătorit eram tot fără picioare. El cu picioare. Așa m-a luat. Și o să avem șapte copii. Și toți copiii nu sunt biserici. biserică. Mă auzi și care nu mai vreți prunci? Că vă deranjează? Mă auziți toți, da? Șapte copii fără picioare. Am plecat spre casă plângând. Mi-am imaginat ziua judecății. M-am gândit că în ziua judecății Dumnezeu va ridica oameni din ăștia în picioare și de va închide gura la toți. Care am făcut numai pentru gardul nostru, pentru mașina noastră, pentru casa noastră, care am pus la rest, rest la colectă ce ne rămas de la Burger King, de la pizza. Mărunțiș. Te întreb astăzi în numele Domnului. N-ai vrea să nu faci ca și bogatul ăsta. Să începi să pui preț și pe masa altora. Să te gândești ce nevoie au și alții. Într-o casă din Arad, de urmă cu trei săptămâni jumate, patru săptămâni, s-au strâns 66 de surori și au făcut 15.000 de sarmale. Pentru săraci, orfani, văduve, bolnavi și familii cu mulți copii. Dați-mi 66 de astfel de femei în fiecare oraș din Belgia sau din România sau din Ucraina și vă garantez că schimbăm țara într-un an de zil. Că oamenii nu rămân impresionați că strigă eu la microfon. Oamenii rămân impresionați când tu mergi și legi rana cuiva. Când te uiți la darul care îl ai și la nevoia pe care o are cineva și cu darul tău acopere nevoia lui. Doamne, trezește-ne în seara aceasta. Patru, Nu vreau să fiu lung. Știu ce înseamnă să stai în picioare. Dar vreau să fiu concentrat și să fiu la subiect și vreau Dumnezeu să schimbe inimă în seara aceasta. De deci ce o mai ajuns bogat un iad? Pentru că vor să culeagă ce nu au sămânat. Pentru aia. Hai să citim împreună. Cu vremea săracul a Luca 16 cu 22. Cu vremea săracul a murit. Acum dacă nu numai săraci ar muri, ce, bucuros ar fi bogați, nu? Cu vremea săracul a murit. Și auziți ce frumos. Și a fost dus de îngeri. Unde? În sânul Avram. Zece ani n-am predicat în textul ăsta pentru că n-am înțeles continuarea. A murit și bogatul și l a îngropat. Bun, dar cine l-a dus? După zece ani, o voce. Vocea Duhului Sfânt. Și ce mi-a spus? Poți să predici liniște. Dacă nu vin îngerii, numai demonii pot să vină. Atât. Nu există și marțieni, nu există și extraterestre, nu, nu. Dacă nu vin îngerii, numai demonii pot să vin. Vă rog să mă ascultați cu mare atenție. În spatele fiecărui păcat și nu să le mai enumăr, le găsiți în Galateni, în Romani 1, în Apocalipsa 20 și 1 cu 8. În mai multe locuri. În spatele fiecărui păcat este un demon. Atunci când minți, un demon te îndeamnă să faci asta. Atunci când furi, atunci când pui mașina pe internet și spui că o, o, bătrânică din Germania a umblat cu ea, un demon te să faci asta. Atunci când tragi tapă la alții, atunci când înjuri, în spate e un demon. Ascultă-mă, când mă mărturisesc, când plâng păcatul și mă pocăiesc, demonia se împuși pe fugă, că Iisus Hristos vine în viața mea. Dacă n-ai făcut asta până în ziua morții tale, când închizi ochii, demonii te așteaptă la mormânt. Dacă ai făcut lucrul ăsta, dacă te-ai pocăit, și ai fost eliberat de păcatele acestea. Se întâmplă ca și cu Lazar. Vin cine? Îngere. Iubiții mei, nu-mi doresc altceva. Și n-ar trebui să vă doriți altceva decât atunci când închidem ochii. Știți, noi suntem foarte atenți cine predică la mormântarea noastră. Bă, și adul păcutare. Adul nu știu ce cântă, fanfara, ce cor. Hai să vă spun ceva. Nu e important cine vă predică la mormântare. E important de cine vă ia în groapă mai departe. Cine vă preia de acolo. Asta e important. Că pe multe cruci am văzut că scrie minciuni în cimitir. Nu știu cum e în Ucraina, dar în România sunt plin, plin, de, plin de minciuni. Aici o dihnește robul Domnului. El o robul băuturii, ce robul Domnului să fie. O robă robul pornografiei. O forobă curviei. Că pe lângă cineva să s-au mai trăit cu 300. M-a spus cineva zile trecute. 300. Ale rob? Robul Domnului? Nu, nu, nu. Ale robul diavolului? Ca să nu spun altceva. N-ați vrea pe crucea voastră să scrie un adevăr. Aici chiar odihnește robul Domnului. Romani 1 cu 1. Pavel, rob și. Apoi apostol. Rob. Să fii robul Domnului de astăzi. Să trăiești cu el. Iubiții mei. Săracul a murit și a fost dus de îngeri. Am stat de vorbă cu un frate. Eu am murit soția la 37 de ani. Au rămas șapte copii în spate. După mai mulți ani, în spitale, după o grămadă de bani cheltuiți, soția lui o luat mâna, soția o luat mâna bărbatului în a ei și o zis, dragul meu, nu mai cheltui nimic. Eu plec la Domnul acasă. Asta m-a spus o ei ce vă spun acum. Dar de unde ai siguranța asta? O zis Dumnezeu în dreptul meu. O scris doar 37 de ani. Bun, dar de unde ai siguranță că pleci la el? Și femeia au contena și au zis, pe holul spitalului o veni corul de îngeri și mi-au spus să mă pregătesc că plecau. Am o întrebare, iubiți mei, și o pun cu multă seriozitate. Cine va veni după tine când vei pleca de aici? Că nu poți să scoți cardul de la bancă. Nu poți să scoți nimic, să zici, mă, nu veniți voi, veniți ceilalți. Că îngerii nu vin că vor ei, îngerii vin că de cineva. Și dacă ai trăit cu Iisus, Dumnezeu trimite îngerii lui după tine. Amin. Auziți continuarea. Pe când era în locuința morților în închinul, versetul 23, și-a ridicat ochii în sus. A văzut de departe pe Avram și pe... Ce surpriză! Ăla în care dădea cu ușa, ăla pe care îl înjura, ăla la care nu i-a dat o bucată de pâine, era selfie cu Avram acum. Lângă Avram. Interesant. Eu, dacă stătea lângă mine, îmi stricam imaginea cu el. A nu și-o stricat imaginea cu el. Interesant. Și auziți, versetul 24. A strigat. M-am bucurat mult de rugăciunea care o fost la început. Să știți că un predicator al lui Dumnezeu nu așteaptă să predice, așteaptă să se roage. Când de predicat să să toi. Și rare-s bisericile unde mai poți să te rogi cu libertate și să simți un coboară două sfânt. Și nu o spun ca să vă mândriți, dar am simțit pe el la rugăciune. Că mai aveți aici câțiva mijlocitori, nu mulți, voi sunteți o mie, dar nu aveți mulți mijlocitori, dar mai aveți câțiva care au firul de legătură cu Domnul. Țineți aproape oamenii așa. Că o să mă întrebați, poate cei care nu sunteți pocăiți încă, mă îi zice, dar de ce la voi la pocăiți să străgă? Uitați de ce strigăm. Ca să nu strigăm în iad, pentru aia strigăm aici. Pentru aia. Că este o cântare la noi în România care spune așa, când te afli îngrijorat, strigă către Domn. Eu vreau să vă întreb, vreți să așteptăm iadul să strigăm de iad? În iad nu se joacă remi, nici poker, nici nu se bea. În iad nu există relaxare. În iad nu există plimbări în parc, nici dat cu hinta, nici pe topogan. În iad nu numai strigă în continuu. Și de ce? Că oamenii aceia nu au strigat în timpul vieții. Și auziți, Părinte Avrame, fieți patru o vrusă cu leagă ce n-au semănat. Avrame, vreau milă. Dar ce, tu ai împărțit milă? Păi tu ai fost un egoist pur sânge. Ce milă să împărți? Avrame, vreau milă. Biblia mea spune ceva foarte important. Galateni, capitolul 6 cu versetul 8. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă 6 cu 7. Să fie bat jocoret. Știți, când te înșală cineva, te simți rău. Dar uitați-vă că poți să te simți mai rău când te auto înșele. Ce seamănă omul, aceea va să ceră. Spuneam de ceva foarte important. Tu să o semânță astăzi. Uită aici la voi tinerii, nu știu cum v-ați comportat cu, vo cu părinții voștri. Vreau să vă dau o veste bună. Exact cum v-ați comportat voi cu părinții voștri, se vor comporta copiii voștri cu voi. Succes mai departe. Spor. La fel Pentru că Biblia spune și în Obadia 1 cu 15, cum ai făcut, așa te se va face. Adică, bogatule, spune Avram, n-ai semănat milă. De ce cer milă? Păi dacă nu pui roșii, nu are cum să crească roșii. Eu n-am văzut pământ în Belgia, nici unde, nici în România sau în Ucraina, dacă n-ai pus nimic să zică, mă, pentru că la boare un curte, eu îi dau să și roșii. Nu există așa ceva. Pământul are o lege pe care nu poți să modificați niciunul. Ce seamănă omul, aceea se aceră. Aceea se aceră. Am o întrebare. Ce ai semănat până astăzi? Părinte Avram, fie milă. Și Avram îi spune, adu-ți aminte cum a fost viața ta. Acum e invers aici. Și acum vă rog să puneți versetul 27. Pentru că am ajuns la ultimul punct al predicii. Bogatul a ajuns în iad în al cincilea rând pentru că nu au crezut în iad. Nu au crezut că iadul există. Rogu-te, Părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în unde? La mine acasă. Eu am fost cel mai mare din cei șase cu prunci. Eu am fost capul răutăților. Eu i-am învățat pe toți cum să bage la pariuri sportive, cum să bage la jocuri mecanice. Eu i-am învățat pe toți cum să tragi sapă și să nu roșești. Avrame, așa de groaznic zic Adu, că nu mi-aș dori frații mei să vin aici. Eu înțeleg că nu mai am nicio scăpare. Dar am acasă cinci frați. Și uitați-vă, vă rog, există un cuvânt în versetul ăsta cu care aș vrea să plecați de aici trimite pe Lazar să le adeverească. Ce înseamnă să adeverești cuiva ceva? Înseamnă că mergi cu probe. La un om care spune, nu există iad, nu există rai, trăiește-ți viața, fă ce vrei. Că la pământ, la, la cimitir e gata totul. Avram trimite pe Lazar și spune-le că raiul e real și iadul este real. N-am crezut în iad și n-am crezut în rai. Și dacă nu cred că există Belgia, nu fug din Ucraina. Sau nu plec din Ucraina în Belgia. Dacă nu cred că există America, nu mă duc la viză. Iubiți tineri, iubiți frați și surori, iubiți prieteni. Nimeni nu va ajunge în rai din greșeală. Nimeni. La fel cum nimeni nu ajunge premiant la școală din greșeală. Mă zice, am media 10. Incredibil că n-am învățat nimic. Cum să am 10? Nu. Din greșeală n-ai cum să ajungi în rai. Auziți, vă rog, ce răspunde Avram. Versetul 29. Au pe Moise. Uitați-vă un pic în față. O zis Avram, nu mai trimit pe Lazar, zice. Că v-am trimis Biblia. Eu nu o să vă chem la o religie în seara aceasta, ascultați-mă. Eu o să vă chem de astăzi să deschideți Biblia. Începeți cu Noul Testament și începeți cu Evanghelia după Ioan, din care fratele a citit. Cea mai ușoară Evanghelie, de înțeles. Și începeți și știa și eu, tu. Eram undeva la o conferință cu tinere și o, o, tânără sau un tânăr o trimis un bilet. Frate este ce părere ai despre? Am luat biletul și l-am rupt în fața amvonului. Și am pus pe amvon exact cum fac acum aici cu voi cu șervețelul ăsta. Și am zis, cine o scris biletul, vreau să mă audă. Nu te baza în viață pe ce crede Cristi Boariu. Nu te baza în viață pe ce crede un preot sau un păstor. Bazează-ți viața și veșnicia pe Biblie, pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că părerea mea vine și pleacă. Eu vin și plec, Dumnezeu rămâne. Nu-ți risca următoarele miliarde și miliarde de ani, în foc sau în rai, pe ce crede unul sau altul. Nu știu cum e la voi în Ucraina, la noi în România e dezastru, oamenii nu cunosc Biblia, iubiții mei. Nu cunosc Biblia. Dacă zice preotul că la locul cu verdeață, când mori, vă zice, e suficient, îi dau 200 de euro și mă băgat în raie. Ar fi fain așa. Dar nu e așa. Biblia spune că numai cine are pe fiu are viață. Atât. Am o întrebare. Ai timp de TikTok, ai timp de Facebook. Ai timp de telefon, ai timp de tot ce vrei. Ți-ai făcut timp și de Biblie. Sau din seara aceasta îți vei face timp de Biblie. Doamne. A murit un frate la noi în județul un doar acum mai bine de un an, poate un an jumate, dacă nu doi. În ziua mormântării lui s-a aflat ceva despre el ce nu știa nimeni. Cineva nu m-a știa și a spus la cei care erau acolo apro apropiați. Omul acesta o citit Biblia de 172 de ori. Știți, pământul are două mișcări. Mișcarea în jurul soarelui, în timp de un an de zile, și mișcarea în jurul axei sale, în timp de 24 de ore. Credeți că pentru omul ăsta s-a mișcat mai încep pământul, că voi mai mult timp? Nu. Am văzut în viața mea. dacă îmi iubesc copiii și familia, îmi fac timp de ei. Dacă iubesc telefonul, stau pe telefon. Întotdeauna în viața asta îți vei face timp pentru ceea ce iubești. Nu e o problemă de timp. Frate zice, frate, n-am timp să vin la biserică. Îți spun eu, nu iubești biserica, pentru aia n-ai timp. Dacă îl iubesc pe Dumnezeu, voi deschide cartea. Iubiții mei, ce-o spus Avram către el, e valabil și pentru noi. Au pe Moise, au pe proroci, au cuvântul. N-ai vrea de astăzi plecând de aici, după ce ai stat două ore în picioare, să spui, nu o să mai treacă o zi în viața mea să nu deschid cuvântul, să nu deschid Biblia. Și mai spun un lucru și mă apropii de încheiere. Uitați ce spune Biblia aici. Ca să nu vină și ei în acest loc de Ken. Versetul 30. Nu părinte Avram a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, ce, se vor, ce, ce, vor face? Nu știu dacă aveți oameni în familia voastră care au murit fără să îl cunoască pe Dumnezeu. Probabil că aveți. Ori un bunic, poate un unchi, poate un prieten. Vreau să vă spun bazat pe acest verset că orice om care pleacă din lumea asta nemântuit, și își dă seama că își va petrece veșnicia fără Dumnezeu, are un testament, are o singură dorință pentru urmașii lui. Știți care e dorința asta? Să se pocăiască. Dacă vrei astăzi să ții cont de poate cineva din familia ta care a murit și nu s-a întâlnit cu Dumnezeu și tu astăzi ești în fața predicatorului și ești în fața Scripturii și vrei să îi împlinești una din dorințele lui sau a ei, să știi că cea mai mare dorință a unui om care a murit nemântuit e ca tot neamul lui să se pocăiască. În fiecare zi pe Facebook sunt numit sectar, în și mi-au -mi peste 100 de înjurături pentru ceea ce facem. O să vă prezint duminică seara ce facem. Nu mă interesează. Ce vreau să vă spun astăzi este că oamenii nu înțeleg că pocăința nu e o sectă, ci o poruncă. Pocăința nu e o poreclă, ci o poruncă. Și în Biblia Ortodoxă, și în Biblia Catolică, și în Biblia Corniliescu. Apropo, tradusă de un preot ortodox, de un fost preot ortodox, scrie negru pe alb, să se pocăiască. N-ai vrea în această seară să mergi acasă? Dar ce înseamnă să mă pocăiesc? Că o să cineva, mă, dacă mă, boteza, dacă mă botezați, pot să iau fata aia din coră. Dar nu asta e pocăință, să iei o fată din coră. Pocăința nu-i să schimbi haina numai. Formula pentru apă este H2O. În momentul când bași pe cineva în apă, în apa botezului, botezul nu spală minciuna, nici furtul, nici invidia, nici bârfă. Botezul îi doar o mărturisire publică că în urmea cu câteva zile, săptămâni sau luni, te-ai pocăit. Și acum fiți atenți. Dacă în apa botezului bagi un mincinos, îl scoți un mincinos ud. Atât. Și să știți că e de plâns. Dacă în apa botezului bagi un om care nu s-a întâlnit cu Dumnezeu, scoți un om care nu s-a întâlnit cu Dumnezeu, dacă are cămașa audă. Pocăință nu înseamnă doar botez. Pocăință înseamnă că în această seară îmi recunosc păcatele și ascultați-mă, prin păcat, diavolul are autoritatea asupra tă. Și diavolul, să știți că face ceva interesant, îl face pe om să păcătuiască, Apoi îi spune: Vezi cum față nu știe nimeni. Nu te duci să te mărturisezi, nu te duci să plângi acolo, la că o să râd tine. Și îl face pe om să meargă cu păcatele alea după el, și la un moment dat îl prinde cu regrete, depresie, anxietate. Apoi apar gândurile de sinucidere. Și apoi îi spune: Nu mai ai nicio șansă. Vreau să vă spun astăzi cu Biblia în mână: ești aici sau mă asculți pe internet ai o șansă. Șansa ta este Hristos. Amin. Nu mai spune mâine, voi ce și Biblia, mâine o să mă pocăiesc. Auzi, când o să întâlnesc cu o fată pocăită, o să mă pocăiesc și eu. Nu. Spune, de astăzi vreau să mă schimb, că atunci când trebuie să mă căsătoresc, să am câțiva ani cu care să pot prezenta, că m-am umblat cu Dumnezeu, că altfel nu are nimeni încredere în mine. Indiferent că ce spune păstorul sau câte laudă tata sau mama. Dacă în seara asta auzi cuvântul, să nu uiți, cuvântul preferat al diavolului este mâine, cuvântul preferat al lui Dumnezeu este astăzi. Aveam undeva la 14 ani, eram la balconul unei biserici, eram pe ultimul rând și s-a făcut e mare în față. Trecusem pe lângă moarte la 11 ani, m-a salvat Dumnezeu de la anec printr-o femeie care a auzit strigătul meu de ajutor. Pe la 13 ani și ceva au căzut un tramvai lângă mine, jos cu totul. Nu au mers numai pe lângă linie, au căzut tot. Dumnezeu m-a salvat încă o dată. Dar eu tot am spus că mă pocăiasc, mă pocăiasc. Numai că trăiam ca și colegii mei ceilalți. Făceam ce făceau și ei. La un moment dat, ei s-au uitat la mine și au zis hai să fumăm în toalete. Hai să ne uităm la imagini murdare. Și mi-am dat seama că de la ceea ce făceam eu până la ceea ce mă chemau ei, mai era doar un pas. Și m-am dus la o biserică cum mai venit tu în seara asta aici. Și-o întreba păstorul, este cineva care în seara asta vrea să se predea Domnului în totalitate? Între primii am fost eu, un băiat de 14 ani. Așa e că dacă ai vedea un băiat de 14 ani venit în față în seara asta, ai râde de el. Când ne stă specific nou, să râdem de cineva. Să ironizăm, să ne uităm de sus. Ca și bogatul la Lazar, de sus s-a uitat. Las că s o uitat de sus, jos în sus. Invers. Așa e că n-ai dat doi bani dacă vezi pe un băiat de 14 ani că se pocăiești. Nici n-am avut nevoie să-mi dea cineva ceva, nici n-am avut nevoie să mă plau de cineva. M-am prăbușit acolo și am plâns. Și am plecat la școală. Și după câteva săptămâni am auzit într-o biserică din Arad se face o stăruință. După Duhul Sfânt. Să nu mai puneți întrebarea asta care e pe internet la greu. Așa e că poți să fii mântuit fără Duhul Sfânt, frate. Dacă ești în aer, cat harul, poți să fii mântuit și fără botez. Dacă că nu ești în aer, ești pe pământ. Ați înțeles? Dacă mor pe cruce, cat haru acolo nu mai e nevoie nici de botez. Numai că tu nu ești pe cruce, acolo cu catul harul, tu ești jos pe pământ. Și pe pământul ăsta îți plinde ispite și prinde probleme și de provocări. Și ca să-ți duci mântuirea până la capăt, o spun astăzi cu Biblia în mână, ai nevoie de Duhul Sfânt. Amin. Îmi spunea cineva zilele acestea, când diavolul mi-a spus să mă omor, dacă n-aveam botezul cu Duhul Sfânt, n-aș rezista niciodată. Dar m-am legat de Filipeni 4 cu 13 și mereu am spus, pot totul în Hristos care mă întărește. M-am dus la o biserică, m-au zis că e stăruit după Duhul Sfânt. Și undeva în față, unde era corul așezat, m-am dus și eu. Și au zis păstorul că Pă 14, jos! Ești prea mic. Nu eram prea mic să mint, să în jur, să vorbesc ca și alții. Nu eram prea mic. Eram prea mic numai pentru bochează. Dar mi-a mi pica bine umilința aia în public. Că Dumnezeu înainte să te înalțe, mai întâi te zdrobește și apoi te înalță. Diavolul înainte să te zdrobească, mai întâi în Să nu uitați asta. Ai grijă acolo sus unde ești până că dacă ești fără Dumnezeu, căderea va fi mare. Mai bine jos, pe genunchi, că de pe n-ai cum să cazi. N-ai cum. După câteva seri m-am dus la o altă biserică din Arad. Dar am zis, nu mă mai duc în față. M-am mers la mărturisire, m-am dus undeva în spate și am zis, când încep rugăciunea oamenii ăștia, mă strecor până în mulțime și mă duc și eu în față că am zis, dacă n-am puterea asta, nu o să mă pot împotrivi colegilor mei care mă cheamă la păcat. Și dacă mă duc la păcat, o să-mi iau o fată în căsătorie păcătoasă. Și dacă o să am o, fa o soție păcătoasă ca și mine, o să avem copii care vor sta 7-8 ore pe Netflix și 0 ore pe an pe Biblie. Și tot viitorul meu va fi compromis. La prima rugăciune care s-a făcut, am ținut mâna așa. Și când toți au închis, când toți închis ochii, m-am dus între oameni în față. Ascultați-mă, nu râdeți de un om sincer. Indiferent ce vârstă are. Că s-ar putea la sincer cu multe păcate să intre înaintea ta în cer și să fie primit de Dumnezeu mai ușor decât, mai repede decât ești primit tu. Care stai și ce uite să vezi, care ridică mâna, care se băgăiește. Câți prieteni avem astăzi? Și tu ești prieteni de la de te prieteni în momentul când am început să mă rog, o venit lângă mine un bătrân al bisericii. M-am temut că mă scoate afară. Că o să-mi zică că, că sunt prea mic. O pus mâna pe umărul meu. Și o pus mâna pe capul meu și s-o rugat pentru mine. Știu cine l-a trimis. Dumnezeu ăla după care eu tânjam, l-a trimis să mă ajute, să se roage cu mine, să mă încurajeze. La prima rugăciune am primit botezul cu două Sfânt. Am mers în mașină la părinții mei și am vrut să vorbesc cu ei și vorbeam în alte limbi. S-a întâmplat ceva în mine la 14 ani. Au trecut de atunci 24 de ani aproape. Unii ori l-am mai supărat, pe Dumnezeu l-am mai întristat, dar nu mi-am dorit niciodată să mă mai duc acolo unde am fost înainte. Și nu mi-am dorit niciodată să mă duc să probez tot ce probează lumea. Ce vreau să vă spun este că 24 de ani cu Dumnezeu a fost o binecuvântare. Nu știu unde o să fiți peste 5 ani, peste 10 ani, peste 20 de ani. Ce vreau să vă spun este că Dumnezeu nu se uită la ce ai fost, ci se uită la ceea ce poți deveni când te întâlnești cu El. De aceea, ia cu mare seriozitate mesajul din seara aceasta. N-am venit să-mi dați like-uri că n-am nevoie de el. Sper să nu vă fi plăcut predica deloc. Că numai predica care nu-ți place te schimbă. Aia care îți place nu te schimbă. Dar sper din toată inima în aceasta să nu ieși pe ușa afară și să nu mergi la parcare. Cum ai venit. Ce să mergi mai aproape de Hristos. Cu asta închei. Sunt miliarde și miliarde de oameni morți ca și bogatul. Dacă ar mai trăi dată ar da toți banii care iau. au numai să mai audă o singură predică. Și din predica aia, numai chemarea să audă, atât. Nici nu au nevoie de altceva, că știu ce e dincolo. Dar ei nu mai au șansa asta. Pentru că această Biblie spune că viața nu e ca jocurile pe Counter-Strike. Nici Call of Duty. Că sunteți câțiva pe aici care să dezrobiți de asta. Viața nu e joc pe calculator. Unde te împușcă unul, ieși afară, iei un cola, un popcorn și intri de nou. Nu, viața nu e așa. Știți și cum e viața? oamenilor le este rânduit să trăiască și să moară de câte ori? O dată. Dacă aș putea da școala de șoferi o singură dată, aș învăța și noapte, numai pentru data aia. Dacă sunt lucruri în viață care nu o dată le pot face, le-aș trata cu maximă seriozitate. Iubițul meu, iubiții mei, mor o singură dată. Și lângă noi mor oameni cu regrete și lângă noi mor oameni care urlă. Asta de vorbe cu doctori, asta de vorbe cu oameni care îngrijesc de bătrâni. Și mulți mi-au spus, mor unii înjurând, mor unii blestemând, mor unii spunând, scoateți afară pe ăștia care au venit să mă ia. Dar cum se scoate afară? Că eu nu i-am văzut. Că cel care moare, îi se închid cele cinci simțuri fizice și atunci când moare se deschid alte simțuri, simțurile veșnicii. Și vezi cine vine să te ia. Și o strigat o fată că taie o care uh, era în spasmele morții și plin de regrete. Tati zice, mă duc să te aduc pe pastor. Să te mărturisești. Și o zis tata, e târziu. Pe s-au scos -o afară în zăpadă când s-au bocezat. Ore între s-au afară în fric și pe prun și pe maică să. Zeci de ani au venit păstori acasă. Mă haideți la evangelizare. Și acum urma să moară omul ăsta. Vă spun ce m-a spus fata lui. Și omul a început să urle că știa cine vine după el. și au zis către fata, nu l-a după păstoră, că am avut ani de zile când puteam să fac asta. Or veni deja, e târziu. Iubitul meu, nu știu care e păcatul de care ești robit, dar vreau să facem o rugăciune. Aleluia. Și la rugăciunea asta Dumnezeu să mă elibereze. Să nu spui că te-ai pocăit sau că ești creștin. Să vede când ești creștin. Nu trebuie să spui. Să vede. Aveți o listă cu oameni care s-au înscris pentru botez. Am o veste bună. Mai este pic și foaie. Mai este apă, dar cel mai mult. Mai este sângele lui Iisus Hristos care ne curățește de orice păcat. Hai să te ridicăm în picioare.